te vede lumea. Ce va spune lumea? I te va vorbi lumea. Frazele astea cu siguranță le-am auzit cu toții măcar o dată în viață. Și am ajuns să punem părerea lumii mai presus decât propria părere. Ba chiar fericire. Am ajuns să ne comportăm conform așteptărilor lumii. Lumea aceea care în public condamnă un anumit tip de comportament, iar în intimitate îl adoptă. Știi câți oameni nu au curaj să-și asume propria personalitate de frica lumii? Știi câți oameni nu-și îndeplinesc visurile de frica lumii? Știi câți oameni nu sunt cu cei pe care iubesc de frica lumii? Știi câți oameni sunt nefericiți din cauza lumii? Pentru că lumea poate umili, poate judeca, poate condamna, poate respinge. Iar oamenii au nevoie să se știe acceptați, iubiți. Au nevoie să știe că aparțin cuiva. De aceea, deseori, poartă măști și se comportă așa cum se așteaptă ceilalți să se comporte, nu cum simt. Lumea își schimbă părerea de la o zi la alta. Spunem tu, merită ea nefericirea sau lacrimile tale? Nu, categoric nu. Așadar, om frumos, nu mai asculta și nu mai ține cont de părerea sau gura lumii. Asumă-ți cine ești, ce simți, ce gândești. Fii tu însuți și fii fericit, dar ai grijă să nu-ți construiești fericirea pe nefericirea altora.